Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a încheiat prima parte a procesului în cazul unei dintre cele mai revoltătoare și caragioase în același timp dosare de corupție universitară din țara noastră. Este vorba de prorectorul, mă rog, fostul prorector, sper, de la Universitatea Particulară Spiru Haret, sau Haret, nu știu cum se pronunță de fapt, care tocmai a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru că organizase o rețea întreagă de vândut examene pe șpagă. Omul cu asta se ocupa, asta era cariera lui. Domnul prorector Eduard Ionescu a fost arestat acum 4 ani în urma unei investigații care a arătat cum 10 de studenți și o sumedenie de profesori, colegi de-ai dânsului din această universitate cu ghilimele, au cumpărat și vândut promovări de examene. În unele cazuri, studenții respectivi nici măcar nu mai veneau la facultate, unii fiind plecați de mult în străinătate. Super eficiență. Cred că era pe grade, ăsta era all inclusiv. Probabil. Da, oferă pachete. Era pachetul premium, top. Da. Ca o paranteză, facultatea asta, Spiru Haret, este una pe care au absolvit-o, cu ghilimelele de rigoare, o sumedenie de politicieni. Dar și eu. Și tu ai făcut Spiru Haret? Și ce specializare ai avut? Cum ai luat filozofie și filozofie. Și tu ai dat ce? Au avut dificultăți mari de tot cu filozofia, dar în rest pentru că ești un zgârcit de-aia, dacă ai fi contribuit. Nu, că și noi ne mai descurcam, să știți. Și generația noastră. Dar la un nivel mic, adică mergeai la școală măcar. Nu, că eram la fără frecvență. Deci e clar ce specimen avem aici. Că lucram deja la, eram la RFI. Da. Știi ce spun? Că, uite, dar mă și specializam cu această... Și cum n-ai ajuns în politică? Ai ajuns gen la noi? Nici nu mi-a plăcut. Poate n-ai fost tentat suficient. Aici zic, dar nu-s genul. În fine, spuneți. Da, vreau să-ți relatez... Care-și părțile ei bune, să știi. Da. Deci să vă relatez cum se desfășura treaba. Da. Și Luca o să vadă dacă recunoaște personajele. Deci unii dintre acești domn politicieni despre care ziceam au reușit în mod miraculos să ia diplome, deși în același timp aveau slujbe la sute de kilometri distanță. În fine, ca să revenim la cazul domnului prorector Șpăgar. El a fost denunțat de mai mulți studenți care au fost prinși cu o caua mică de procurori. S-au spart, cum ar veni, au cedat repede. Studenții au povestit în detaliu cum plăteau și cui plăteau sau cum primeau lucrări de licență gata redactate, deși n-aveau habar nici măcar cum îl cheamă pe profesorul coordonator. Procurorii au documentat, printre altele, și cazul unei familii întregi, părinții și fiul, care au absolvit pe șpagă facultatea de la Spiru Haret, fără să treacă măcar pe la cursuri. Tăticul a povestit cum l-a cunoscut pe prorector la un șpriț, undeva la o cabană, și din vorbă în vorbă i-a spus că i-ar plăcea să termine și el o facultate. Da. Domnul, ce sunteți dumneavoastră? Prorector. Domnule, așa mi-ar plăcea să am și eu o diplomă. Păi și ce vă oprește? Da, e bună la studiu. Adică el voia, de fapt, să ia diploma. Că asta înțelegea prin să termină o facultate. Și au urmat 3 ani în care nu s-a prezentat la niciun examen, dar le-a luat pe toate prin intervenția prorectorului, care a fost omenit corespunzător. Citez. Cu 2 mici, sau ce, dacă l-a chemat. Nu, că s-a investit serios. Citez. Pe parcursul celor 3 ani de facultate, în fiecare iarnă, i-am trimis prorectorului, zice acest domn, câte un porc. Ma! Trimis în colet prin intermediul șoferilor de autocar. Mamă! Bă, de ce ai trimis porcul cum trimit, știi, mamele la studenți borcanul de zacuscă să duc la autocar? Mămică, tu și mie, cu șoferul. Frumos, pachetul cu șoferul ăsta. Tăticule, te rog, e frumos, am și eu... O carcasă de porc. O carcasă de porc. Bă, 120 de kg are, nu mai mult. Îți dai seama că prorectorul trebuia să vină cu ajutoare la autocar, la autogar acolo, să tragă carcasa de porc din portbagajul autocarului. După caz, i-a mai trimis câte 20 de litri de țuică, 30 de litri de vin, sume de bani pe care le trimiteam fie în contul său bancar, fie într-un plic pe care îl puneam în același colet. Deci porcul și vinul și... Cum v-am învățat cu disimularea și păgică, nu dai așa, e impersonal. Pui ceva, un porc când deschizi porcul, hap și un plic. De fiecare dată un plic în gură. Da. Un porc cu plic în gură. De fiecare dată îl întrebam dacă este ok ce i-am trimis. Și el îmi confirma că da. A fost bună țuica, domnul, știi, de ăștia care trimiși după aia vor... Bună? Da, simt nevoia. A văzut porcul, exact cum trebuie. Câtă grăsime avea el nevoie. Da, cum vi s-a părut.
Banii variau de la câteva sute de lei la 2000 de euro. Pentru obținerea licenței, bărbatul a plătit 1000 de euro. După ce a trimis banii prorectorului, a primit prin curier lucrarea gata redactată în specializarea basket. Ah, deci mișto. Și-a luat licența în basket. Practic a cumpărat ea. Prin curier, măi, a trimis prin curier. Cu ce fan curier aveți acolo? Da, hai că vă trimit prin fan. Ce ați vrea să... Ce specializare ați? Mi-a plăcut de mic basket. Da. Dăm ceva important. Ulterior a fost declarat promovat la un examen la care un supraveghetor, examen de licență, supraveghetorul s-a așezat în spatele lui și a suflat toate răspunsurile corecte din test. În dublu rol, supraveghetorul suflă. Cât era spion. Jucători are echipa de basket? 5. 5? 5. 5. Sau cât sunt? Da, da, ai zis bine. Școala i-a plăcut. Asta am făcut, da. Atât de mult încât el și-a înscris și iubita și fiul. Băi, e foarte mișto la universitate, la Spirul Harem. Vreți că am blatul făcut? Așa frumos ai studenția. Măcar mai amortizez cu voi din investiție. E adevărat că și ei au plătit. Deci ca și mine, nici fiul și nici partenera mea nu s-au prezentat la vreun examen. În perioada 2017-2018 toți trei urmam cursurile facultăților și contribuiam toți la formarea coletelor. În ce perioadă? 2017-2018. Contribuiam cu toții la formarea coletelor cu produsele menționate. Adică puneam bani pentru achiziționarea porcilor, mieilor, băuturilor alcoolice, cât și la sumele efective de bani, zice dânsul declarația pentru procurori, după care adaugă. Fiul nu a contribuit tot timpul. În acele situații, eu fiind cel care suportam costurile respective. Dă-i seama agitație, acum se apropie Paștele. Dă-i seama, mă, cum se sacrifică părinții pentru copii. N-are, mă, bani, las că pune un miel. Dar nu mai sunt oameni de onoare. Ăsta a fost ajutat și acum... Da, îl dăm fapt. El a fost om, i-a dat diplomă pentru toată familia, pe niște carcasă de porc și niște bănuți. Soția și fiul au luat examenele tot prin fraudă de conivență cu examinatorii. Adică soția a primit răspunsurile prin WhatsApp, pe un PDF a primit examenul completat și l-a transcris. Ceva mai modern. Fiului s-a spus că va avea de citit un text care rula pe un videoproiector. Asta e maximă. Fii atent, hai că spunem. Ai WhatsApp? Nu. Dar poți să deschizi un PDF? Ce e aia? Hai cum să facem? Fii atent, bă, știi să citești? Aie. Uite un videoproiector și citești mare. Acolo. Da. Mare, citeți. Și alți studenți au relatat experiențe similare. Vor fi scris cu calibri 25 ca să se vadă. Au tras perdelele să se vadă control. Prorectorul și-a recunoscut faptele, a primit o pedeapsă cu suspendare, plus interdicția de a mai desfășura activități didactice numai 2 ani. După 2 ani poate să se apuce din nou de treabă. Ce mi se pare uimitor este că totuși după acest scandal îngrozitor, adică prorectorul, profesorii, zeci de studenți, o monstruozitate, toate la această facultate, Spirul Haret, asta continuă să existe. Universitate. Universitate, nene, nici măcar, înțelegi, e prorect, deci nu era măcar să fi fost un profesor la o materie, nu era nici măcar decan, adică șeful unei facultăți, prorector, adică unul dintre șefii mari. Mă, încă mai există această universitate. În continuare, ce să spun, vinde înscrieri la studenți în fiecare an, își face reclamă, veniți. Și eu crezi tu că vinde doar înscrieri. Dar ce mai... și finalul, nu vezi? Deci nu cred că mai trimit prin curier direct Easy Box. Da, înțeleg, să nu te mai dare, să nu trească să fie acasă când vrei îți vine diploma. Vrei să obții diploma. O diplomă, vrei să obții o diplomă, înscrie-te la noi. Este, mi se pare fascinantă lumea asta și cum, băi, unii sunt de neclintit. Adică de neclintit, după ce treci printr-un asemenea scandal, în mod normal, credibilitatea acestei instituții ar trebui să fie nulă și afacerea asta, de faliment, da. Că este o afacere, merge înainte. Puterea exemplului. Pe oamenilor le place ideea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.